În data de 30 mai, reprezentanții DGASPC Dâmbovița le-au pregătit o surpriză prichindeilor care nu se pot bucura de propria lor familie, întrucât se află în grija asistenților maternali. Astfel, la sediul instituției a fost organizată o serbare în care cei mici au arătat cât de talentați sunt și s-au întrecut în diferite concursuri de creație. Deci avem alături de noi 25 de copii de la asistenții maternali, copii care au rezultate bune la școală, copii care sunt de câțiva ani de zile în sistemul nostru de protecție, dar copii care au mai participat alături de noi și ani trecut. Asta nu înseamnă că nu merită și ceilalți, dar n-am reușit să-i antrenăm în această acțiune. O să încercăm ceilalți să-i antrenăm în alte acțiuni pe care le realizează Direcția de Protecție a Copilului. Înainte de a începe serbarea propriu-zisă, reprezentanții DGASPC au felicitat public două fetițe care au obținut rezultate foarte bune la o olimpiadă națională. Lunescu, Maria Miruna, aș vrea să vă vedem. Sunt aici. Și Moțea Alexandra Corina, au ajuns la olimpiada națională pe țară, la religie. Nu înseamnă că și ceilalți, deci îi felicităm și pe ceilalți pentru rezultatele bune la învățătură, dar ar vrea să le felicităm și să fie un exemplu pentru noi. Eu consider că direcția dă un exemplu în felul acesta, că nu contează că este vorba de Direcția de Protecție a Copilului, copiii pot avea rezultate foarte bune și la noi în sistemul de protecție a copilului. Pentru că s-a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului, cei mici au primit și cadouri oferite de Asociația Salvați Copiii. În această zi minunată, copiii vor primi premii, cadouri, jocuri, puzzle-uri, Nu te supăra, frate, și mingi de fotbal băieții, iar fetițele palete de badminton. De asemenea, vor primi și multe dulciuri și dragostea noastră, care eu zic că este cea mai importantă. Este o zi specială, nu numai pentru copiii noștri, cât și pentru noi ca părinți, deoarece eu consider că bogăția cea mai mare a unui om este copilul și dragostea pe care ei ne oferă ne bucură fiecare zi din viață. Organizația Salvați Copii este alături de acești micuți în această minunată zi de sărbătoare și sperăm că o să putem să îi ajutăm în fiecare an. Printre prichindeii care și-au arătat talentul în fața tuturor se regăsește și micuța poetă Lorelai, care de data aceasta nu și-a recitat propriile creații, ci a cântat. Mama,